Și în acest an, la Reșița, va avea loc concursul intitulat Fabrica de Bicicliști, competiție adresată copiilor pasionați de mersul pe bicicletă. Ciclistul reșițian Daniel Crista, legitimat la CSM Reșița, coordonator al secției de ciclism din cadrul aceluiași club, organizează la Reșița o competiție de biciclete adresată copiilor din diverse categorii de vârstă. Participă la această competiție copii cu vârste cuprinse între 5 și 14 ani. Scopul competiției este de a îndemna cât mai mulți copii să facă mișcare și, de ce nu, pe viitor, să se înscrie la secția de ciclism din cadrul CSM Reșița și să practice acest sport. Concursul Fabrica de Bicicliști se va desfășura în centrul civic din Reșița. Acesta va începe vineri 19 aprilie. Această ediție este una specială, promit organizatorii evenimentului. Concursul se va desfășura pe mai multe etape și în alte localități din Banat. În funcție de categoria de vârstă, copiii vor parcurge un anumit număr de ture. Programul este următorul. De la ora 16 și 15 minute până la ora 16 și 45 de minute vor avea loc înscrierile. La ora 17 se va da primul start. Anul acesta vrem să aducem un plus acestui concurs și vom face concursul sub formă de cupă, aceasta fiind prima etapă din sezonul 2024. A transmis ciclistul Daniel Crista, inițiatorul acestui eveniment.